Paul ați învins cu 3-2, ați condus 2-0, ați fost egalați și să zicem că s-a întors norocul din cupă când ați fost înviși pe final. Un meci ciudat, am condus cu 2-0, au avut eliminat. Nici să mai întâmpla lucrul ăsta, să conducem și să joace adversarul mai bine decât noi în inferioritate numerică. Am fost chiar egalați la 2, am mai avut o eliminare. A reușit totuși să câștigăm pe final și până la urmă asta e cel mai important, că am obținut cele 3 puncte. Sper să tragem învățăminte din felul cum am jucat și să nu se mai întâmple pe viitor, să pățim, să trăim cu așa emoții într-un joc care teoretic putea să-l câștigăm. Ce s-a întâmplat în repriza a doua? Eu m-am temut de lucrul ăsta și am prevenit la pauză. Am făcut tot ce a depins de mine. Adversarul a marcat 2 goluri pe merit, pe joc, o echipă bună. În schimb, noi am avut 5, 6, 7 situații clare care puteam să le tratăm altfel și să terminăm jocul mult mai devreme, 3-0, 4-0, 5-0. N-am făcut treaba asta și mi-am făcut meciul greu. Repet, mă bucur că până la urmă a ieșit bine și ne-a trecut glonțul pe la urechi. A doua victorie consecutivă. Da. Urmează încă un meci acasă, în etapa viitoare. Da. O să avem o analiză serioasă. Chiar și de atitudine sunt anumite probleme, jucători care nu pot să se concentreze până la final. Și probabil vom face și modificări în echipă pentru a-i stimula și a da posibilitatea și celorlalți să joace, să demonstreze că au valoare. Jucăm cu Germata acasă, nu cunoaștem echipa, practic noi ne-am mai jucat cu ei. Sperăm să câștigăm și săptămâna viitoare. Mulțumesc mult!